Salutare, guys! Eu sunt Gabi și bine am regăsit la un episod și astăzi urmează să facem un challenge, Gionuțule, un challenge care este destul de vechi, un challenge care e vechi de când e jocul, dacă e să mă întrebați pe mine. Mai exact, challenge-ul acela vechi doar cu drop-ul tot meciul. Deja cred că îl cunoașteți cu toții, este vorba despre un challenge vechi care s-a făcut de foarte multe ori și l-am făcut și eu de undeva de vreo 2 ori, dacă nu mă înșel, dar astăzi m-am decis puțin să schimbăm regulamentul. În primul și în primul rând, challenge-ul ăla se făcea la solo, adică se juca un meci de solo și n-aveai voie să lutezi absolut nimic decât ce se află în drop. Adică n-aveai voie să iei nici gloanțe, nici vestă, nici cască, doar ce se află în dropuri. Ei bine, noi o să schimbăm puțin asta, adică noi o să avem voie să lutăm gloanțe, vestă, cască, ghiozdan, bănuți și tot ce mai ai nevoie, în afară de arme. Armele va trebui să le luăm neapărat doar de la dropuri. Și atenție, pentru a face challenge-ul ăsta mult mai greu, n-am să fac chestia asta la solo, ci să-l facem la duo. La duo versus squad, da, bineînțeles, da, sunt împreună cu Veyron, voi fi împreună cu Veyron. Veyron este un prieten al meu care mă va ajuta astăzi la challenge. El este master, eu sunt grandmaster și doamne ăștia să nu luăm minus, nu? Pentru că dacă luăm minus e problemă mare. Da, și challenge-ul se oprește atunci când luăm win, băieți. Așa că urați-ne succes și încă o regulă de bază. Trebuie amândoi, bineînțeles, amândoi să avem minim 10 kill-uri, așa că, da, va trebui să facem și kill-uri, va trebui să lutăm doar ce se află în drop-uri, bine, ca arme, și vom fi duo versus squad. Da, dacă e să mă trebuiați pe mine, direct minus. Da, în fine, revenim din meci, băieți, sigurați-ne succes. A, da, nu uita să-mi dați și mie un follow pe Instagram, că băgavi bară jos, și hai să vedem ce iese. Ce zici, viața mea? Deci ce se întâmplă aici, băieți? Bă, am dat de băiat ăsta aici, bă, un băiat foarte de treabă. După cum vedeți, a venit la mine, îmi dă emoturi, deși nici măcar nu mă știe, adică nu cred că e român, pentru că eu n-apar nici pe panou, n-am pus nici steagul, nici nimic. A venit la mine direct și îmi dă inimioare. Da, e foarte de treabă băiat ăsta. Bine, sper că dacă mă moară meci nu-mi dă lol-ul sau ceva, dar oricum, un lobby foarte de treabă. No, bun, băieți, suntem aici alături de Veyron. Duo versus squad, da. Cu challenge-ul nostru minunat și mirobolant. Bă, trebuie să avem mare grijă unde sărim. Mamă, câte badge-uri au ăia de pe locul 1, 2 și 3. Am moară geaca, a spart banca. Am înțeles. Bine, am înțeles că a fost un bug la incubator cu un bilet. Acum nu știu exact ce s-a întâmplat. Însă cei de la Garena au făcut o prostie și au dat un bilet la incubator care sau cu care puteai să dai spin-uri nelimitat timp de 3 ore. Da, ați auzit bine și unii playeri s-au făcut câteva mii de badge-uri de la incubator și nici măcar n-aveau elite-ul cumpărat. Da. În fine, bine, oricum am înțeles că s-a scos bug-ul ăla și că a fost doar pentru 3 ore și cei care au profitat de acel bug o să ia diamante pe minus sau ceva genul ăsta, am înțeles, în fine, nu știu exact ce s-a întâmplat. În fine, băieți, suntem aici alături de Veyron și sper să nu avem playeri, pentru că dacă avem playeri nu prea avem ce face, nu prea avem cum să-i omorâm până nu dăm de primul drop, să luăm și noi o armă, știți ce zic, n-am voie să dau cu pumnii, n-am voie să... Bă, dar mai bine mă duc în bulls, ai, nu? Cred că e mai sigur, așa. No, bun, merge pe aici, luptăm și noi. Luptăm ce se poate lupta, bineînțeles, adică niște gloanțe și trebuie să mă grăbesc, adică lutez vestă, gloanțe, glue, ce mai lutez eu și trebuie să mă grăbesc pentru că după aia trebuie să mă duc să iau primul drop și primul drop pleacă, adică primul drop aterizează odată cu plecarea primei zone, știți ce zic? Așa că trebuie să am grijă, mama, forb de 3. Perfect, bă, trebuie să lutez și atașamente, pentru că o să am nevoie dacă pică la drop, nu știu, o groză ceva, o să am nevoie de ele. Și în schimb, mai lutez meduri și cluri, ce pot să lutez și eu până vine primul drop și sper să nu am playeri, că dacă am playeri, v-am zis, n-am ce să fac. Adică chiar nu am ce să fac. Și o să fie o bătaie între mine și Veyron, cred că, pentru că, na, când o să pice primul drop, amândoi o să vrem să luăm acel drop și o să fie o problemă. Dar oricum, eu mi-am pus mișa, o să mă duc cu mașină. Așa că, da, și încă o chestie, nu știu dacă am apucat să vă zic în intro, însă meciul ăsta e fără revive. Adică dacă e să mor eu sau Veyron, murim de tot, adică nu ne dă revive, am zis să facem challenge-ul puțin mai greu. Așa că dacă cumva se întâmplă ceva cu noi, da, se întâmplă de tot, să zic așa, e fără revive. Așa că putem să consumăm toți bănuții, măcar avem un avantaj în chestia asta. Putem să consumăm bănuții pe gluri, pe vestă și mi-au și un ghiozdan. Așa, gata, perfect. Bă, eu stau binișor pe loot. Ok, mai am un minut și pică primul drop, Gionuțule. Cam așa ar trebui, așa știam eu. Așa că hai să ne arătăm casa asta, că mai avem timp. Și mergem să căutăm o mașină rapid, să mergem după primul drop. Sper să nu fie undeva foarte departe, pentru că suntem duo vs squad și dacă dăm de un squad o să fie problemă mare. Așa că va trebui să am mare, mare grijă. Magul pe aici. Coasa, ok. Bă, am luat destul de bun. Am vestă, cască, am gluri, am meduri.
Punem aici o randamină. Bine, mai durem doar 4, dar sper să-mi ajungă. Pentru că mai am și cagul ăsta care bagă stamina mereu. No, bun, încă nu pică drop-ul, încă n-a picat drop-ul. Mai așteptăm. Eu știam că odată cu zona, cu prima zonă pleacă și drop-ul. Dar acum rămâne de văzut. No, bun, hai să luăm și resuprimap-ul ăsta. Deși, v-am zis, revive nu-i dau lui Veyron, adică orice se întâmplă nu-i dau revive. În schimb, m-ar ajuta niște bănuți am acolo la mine, poate mi-au o cască, habar n-am. Bă, dar n-a picat, mă, primul drop încă? Băga piciorul, nu-i drop. Știu că trebuie să arate pe hartă când pică. A, uite-l, mă, gata. Perfect, mamă, e cam departe. Mă, bun, luăm asta, merge cu mașina. Da, bine, mă, Veyron, că pui și tu pin pe el. Păi cum se poate să nu pui și tu pin pe el? Băga pe... A luat și mașina, ești nebun? Bă, a luat mașina, mă, se duce la... Păi, dar ce, mă, eu sunt mai prost? Dă-te la o parte, că eu și o mașină, dar ce, eu sunt mai prost? Stai că am luat-o pe asta mai rapidă. Dar e așa viața mea, că mă duc și eu la el, dar ce... Bă, playeri! Mora Jackson, dacă îmi sparge ăștia mașina... Hei! Nu, mă, ce era să iau gardul ăla. Nu te bloca, nu te bloca! Doamne, ce mașină am, vere, mai bine mergeam cu tuc-tucul să mă pată mama mașina asta. Doamne! Asta merge cu 10 la oră pe deal. Mă bată mama. Mama, deci nu suport mașina asta. Mă jur. Și fiți antena aici cum întrece Veyron cu mașina pătrată. Fiți antena aici dacă nu. Și mașina asta ar trebui să meargă mai rapid decât aia. Hai că l-ajung, mă, l-ajung. L-ajung, mama, playeri. Hai că-l mai ajung dacă e ceva să mă bată tata. Stânga, mașină prăpădită, că am playeri în stânga. Băga piciorul în ea mașină, bă. Uite și tu, s-a dus Veyron-a mea la 200 de metri aproape. Ce să mai uitați-vă și voi ce motor are. Bă, cine a băgat mașina asta pe joc, mă? Mamă, nu. Mi-a spart capul să mă bată. Stați, băieți așa, băieți, că eu sunt copil. Nu trageți în minori, că e problemă. Aici mă duc la hangar, gata. Eu motorul și-am plecat de aici, că trage full squad după mine. Opa, mamă, noroc de motorul ăsta aici. Mamă, ce mă speriat aia, mi-a mai dat și cap din mașină aici, nebun. Mă duc repede să iau drop-ul ăla, că fără armă e jale de tot. Adică fără arme nu e combinație, credeți-mă. Mă duc rapid. Sper să n-am player pe aici. Veyron meu s-a dus la pix să ia drop-ul. S-a dus, mă, prostina, a luat el primul drop, băga piciorul. S-a grăbit, a luat mașina, s-a dus. Eu am rămas să mă bat cu player și să mă bat cu mașina aia, că dacă nu m-a disperat mașina aia, cine mai folosi mașina aia vreodată? Hai, mă, dă-mi și mie cățea. Bă, măcar dacă era cățea X, dar e bună și asta, nu zic. Decât nimic, e chiar bună. Sau decât un AVM. Bun, bă, unde e următorul drop acum? Trebuie să pice următorul drop, băieți, dar unde pică? Hai, mă, dropule, bă, pică odată. Pică, băga piciorul, bă, dar erau 26 de player, acum sunt 28. Își dau ăștia revive non-stop. Să mă duc să mă iau măcar dacă aș găsi și eu armă de mai de apropiere, așa. A, uite-l, mă, l-am găsit. E în danger. După el mă duc, Veyron, poate vii că te mănânc. Nu mai ajunge, Veyron, nu mai mă ajunge, că am mașina, am motorul. Nu mai ar trebui să-mi facă. Veyron, văd că a rămas un pic, nu știu ce face acolo. Ori se bate cu playeri, bine. Momentan n-am făcut kill-uri. Bă, și noi trebuie să facem 10 kill-uri, mă, voi sunteți normali? Două versus squad, ce două, mă, că suntem solo versus squad, că eu sunt la 700 de metri de Veyron, sunteți nebuni? Și revive nu avem voie, așa că dacă cumva murim unul dintre noi, moare de tot, știți ce zic? Trebuie să avem foarte mare grijă și trebuie să facem și 10 kill-uri tot meciul, știți ce zic? E problemă. E problemă mare. No, bun, mergem, luăm drop-ul. Aici, în câmpul ăsta, nu cred că dau eu de player, adică sper să nu dau de player. Ok, ar trebui, adică aș vrea să-mi pice un lansator aici, ar fi bun, de apropiere. Dar hai că lansator mi-a picat să mă bată tata. No, bun, deci în cazul ăsta trebuie să mai mergem la un drop. Să ne facem cu lansator, aș vrea o groză, bă, da. Aha. Băga piciorul, că nu mai sunt dropuri, bă. Bă, da, Veyron tot acolo a rămas, mă, la 700 de metri, ce face acolo? N-a mai luat nici mașină, nimic, cred că l-a oprit vreun scoape acolo, cine știe ce face. Cred că l-a oprit vreun scoape acolo și e problemă. No, bun, a, uite drop în danger, bă. Mamă, e exact în apă ăla. Cum mă duc eu să-l iau? Da, ok, a dispărut dangerul, perfect. Mă, sper să n-am player. Mamă, 30 de player, bă! Ce n-ai, bă, mă, că e zona mică.
Da, Vero, ne pune pinul la drop, aha, sigur ajungi tu înaintea mea aici, da. Hai, dropule, pic o dată, că vine dușmanul. Vine dușmanul și vrea să te fure. Mai dăm pe aici roată. Ne uităm de playeri, dar în momentul nu văd nimic. Dacă era vreun player, cred că trăgea în mine până acum. Da, Vero, nu stă un pic acolo, nu știu ce face, dar oricum o să mă duc și eu la el. Pentru că e cel mai bine să stăm uniți. Ia să vedem. Iau dropul ăsta și mă duc. Bă, stai, că nu vreau să te pierd. Că dacă pierdeam motorul aici, era problemă mare în mijlocul zonei. No, bun, luăm dropul. Dă-mi și mie. Mi-a dat lansator de maspart. Da, e clară treaba. Mi-a dat Dragunov, Giunuțule. Mă, nu zic că e rău, că e bun Dragunovul. Dar măcar dacă era ăla X-ul, știi ce zic, de mergea să tragi prin glu. Hai, motorule, hai. Bine, mă duc la Veyron. Și... și salut, viața mea, ce faci în casă? Stați așa, băieți, că mi-a făcut cu ochii playerul ăsta. E solo, noi avem nevoie de 10 kill-uri, deci trebuie să-l bag pe ăsta. Viața mea, nu știu cum să zic, dar tot încărcătorul ți-l dau, sunt nu știu ce armă ai de apropiere, dar eu nu te anunț că nu am armă de apropiere. Tot încărcătorul cu scopul, spamez așa, perfect. Era solo, era ăla de pe locul 2. Era solo, deci nu-i problem. Nici el abia aterizat, săracul, n-avea arme. Avea niște arme bai de steaua lor. No, bun. Pică un drop în față. Îmi dau și eu drop în cazul ăsta. Îl dau aici să fie țac-țac. 18 glori. Perfect, mă, perfect. 18 glori, bine. E perfect până acum, dar de acum să fie mai nașpa. Eu am un kill, Veyron a mea are 0 kill-uri, din câte știu eu. Deci e problema mare, bă, că trebuie să facem 10 kill-uri amândoi. Hai, mă, drapule, pică. Bă, nu, stai așa, că era să mă duc de tot, să mă bată tata. Unde a picat, mă, dropul ăsta în ogradă? A picat înăuntru, nu? Da, mă, a picat înăuntru. Hai, mă, să mor tu, mă, numai Dragunov și cățean, dă-mă și avem meuri, mă. Chiar așa, mă? Nu, bun, mă duc să iau și dropul meu. Și acum chiar că mă duc la Veyron, nu mai mă oprește niciun player, nimic. Nu știu ce face Veyron la meu, că stă de la început de meci, de când a plecat la primul drop. Acolo a rămas în pic, nu știu ce face acolo, nu mă întrebați. Hai, că mi-a dat și mie, dacă e, da. E clar, dreau meciul ăsta fără lansator, băieți, fără armă de apropiere, mă bat tot meciul. No, bun, mă duc la Veyron să văd ce face. Oare are armă? Ce a făcut? Că s-a dus la... Nici nu mai opresc la dropul ăsta. Dă-l, mama lui, de drop. Mă duc direct la el, că chiar sunt curios, bă, ce face. Nici nu știu, a luat dropul. Are armă? Ce face în pic acolo? L-a oprit, se bate cu playeri. Nu știu cu cine se bate, că viața nu-i scade. I-a scăzut acum un pic. Dar până acum nu i-a scăzut viața. Nu a făcut kill-uri, n-a făcut nimic. Nu știu ce fac. Uite-l. Ce faci, viața mea? Și-a dat dropul. N-are armă ăsta, mă. Ia, măi, săracule, armă. N-are armă, uitați-vă la ea, are o tigaie. Acum are armă, mă, ce-a făcut, mă, săracul ăsta? N-a găsit mașină, nu știu ce-a făcut, nu mă întrebați ce-a făcut până acum. Iar a murit ăla de pe locul 2, săracul, dacă n-a murit meciul ăsta vreo 5-6 ori. Mă, bun, băieți, și acum trebuie să mergem, bă, l-am pierdut pe Veyron, bă! Mă, ce faci, mă? Bă, stai așa că-s mult. Aoleu, stai. Mamă, ce m-a speriat ăsta pe capiciorul. Ce-ai, mă, cu casca, mamă? Da, bă, lasă-mă, mă, în pace, că n-am armă de apropiere, ești nebun. Nu mă duc la etaj, că cine știe ce-i pe la etaj pe acolo. Că nu știu cât ies. Ideea e că-s doi puși noc pe munte. Și ăsta ar trebui să fie al treilea, că sigur e din squad cu ei. No, bun. Bă, îi ias noc, nu? Că unul l-a pus Veyron, unul l-am pus eu. Și mai e băiatul ăsta aici din casă. Bă, și a mai venit și alții, mă. Sau e tot din squad-ul lui? Ok, uite și kill-ul lui Veyron. Deci are și Veyron un kill, am și eu două. Dar tot ne trebuie, până la 10 mai e. Hai, mă, viața mea, unde ești? E după un copac acolo. Mamă, moare Veyron. Aruncați apă pe el, că n-are aer. Aruncați cu apă pe el, bă, Veyron, poate mă las singur, că n-am voie să-ți dau revive. Adică, bine, dacă pică noc, am voie să ridic, să-i dau revive, dar dacă pică de tot, nu mai am voie să-i dau de la aparat. Veyron rezistă, Veyron, mă, da, era un player pe aici, nu știu ce a făcut. Salut, viața, am tot încărcătorul, să mă bată, mă, tot! Nu poți să-i dau finish, dar nu contează, acolo stai. Băga piciorul în el, player. Oricum, cred că-i dă revive. Mamă, 10 player și-o dat iar revive ăștia. Păi mie, eu dacă mor, cine mai îmi dă revive, bă? Bun.
Bun, i-am furat și kill-ul. I-am furat și kill-ul la sărac. Și mai aveam și un player knock acolo sus, de-aia dat revive-ul ăla. Iar i-a dat revive-ul sub player. Veyrone nu pica knock. Bă, de unde și mă ăsta damage? Dăm așa o dată, poate are Veyrone nevoie de glory, că săracul e vai de steaua lui. Și vesta mea suferă puțin. Numai dacă să moare, bă! Mă, dacă nu-i spar capul ăla, dar nu-l văd. Bun. Mamă, ce cască are ăla, are chip pe cască. M-aș apropia, dar mie puțin cam nașpa, că n-am armă de apropiere și mai bine las așa. Mai bine lasă, că cine știe cât ies. A, l-a omorât altul pe colegă, sunt gata. Ăștia au fost. Mamă, tot o pumbă vere și-o dar revive ăștia. Ne-a băgat piciorul, stați așa că vine Gabi în acțiune acum, fiți atent aici. Mamă, câte gloanțe mai am, cât am consumat cu cățeaua asta. Nici n-am scop pe ea, nici măcar nu-i cățeaua X, da? Dar e bună. E bun skin-ul ăsta cu doi retopai. E bunicic. Bun, și acum trebuie să vă îngrijă că... Mamă, 10 mă, și-o dat iară Levi, mă, bă! Uite-l pe unul. Mă arăt toate încărcătorul, fiți atent aici. 7 încărcătoare îți dau, nu scap de mine, nu scap de mine, băga piciorul. Aoleu, vesta mea. Mă, ce-i mă cu vesta mea, măi, ești nebun, mă? Mamă, ce Skyrim mi-a dat direct în față, mi-a dat Skyrim-ul ăla. Bă, mamă, că n-are aer săracul. Mamă, i-a spart capul. Haideți, mă, băieți, ce faceți? Nu mai mă întrebați cât am knock, că nu știu cât am knock. Veyrone nu muri să moară. Nu mă întrebați cât am knock, că nici eu nu mai știu. Dar am terminat, era tot ăla de pe locul 2. Bă, am player lângă mine, am player lângă mine, am player lângă mine. Ah, cap, bine? Veyrone nu muri. Veyrone are dragon 8, săracu, și se bate la apropiere. Gluri, 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 gluri. Bă, 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 mi-a sărit vest, găsadu și vesta mea. Mam, am luat M14 din greșeală, dar nu trag cu el. L-am luat din greșeală. Grenadă să moară. Mă, lăsați-mă, mă, că eu n-am armă de apropiere, băga piciorul în ei. Ah, încărcam armă. Trage, băga piciorul, că dacă nu-ți par capul mersul de gazel activat. Uite-l pe Veyron, săracul, nu mai poate, dacă nu și-a băgat 10 metri, nu și-a băgat niciunul, ești nebun. S-a bătut între ei, mă, am 10 kill-uri singur, gata, mă, aia e. Fiți antena aici, trebuie să luăm buia, mă, mai e un player. A, păi el poate, mă, ești nebun. Mi-a sărit vestea de pe mine, am avut și eu vestea de 4, dacă e ceva. Moară Jacksona, unde-i mă ăsta, că nu mă încap, îi dau. Dar mi-e frică puțin pentru că n-am vestă și dacă are shotgun cu două, îmi dă două glanțe și cam aia e, știi ce zic? Și pe Veyron nu mă bazez, că Veyron avea are Dragunov la apropiere. Adică nu mă bazez, dar oricum a rezistat bine meciul ăsta, adică n-am murit deloc tot meciul, sunt mândru de el. Jumate de meci nici măcar n-a avut armă, ești nebun. Nu știu câte kill-uri are Veyron, dar... Să-i sparg glue, fiți antena aici pe crouch. Fiți antena aici, ce dă cățeaua asta la glory. Stați să vedeți, fiți antena aici. Bă, zona. Mamă, dar are vesta băiatul meu. Stai că l-a secat pe Veyron, săracul. Uite ce dă cățeaua asta la cluri, ești nebun? Fiți antena aici, îmi place. Câte gloanțe mai am, pe toate le dau. Băga picior, câte gluri ai, mă? Hai, mă, hai, mă, să te văd câte gluri ai, mă. Bă, dar nu, rămân fără gloanțe. Aaa, nu ia cap! Bine, mă, l-a bătut Veyron, gata, mă, 10 kill-uri și Veyron, nu știu câte kill-uri l-a avut, dar oricum am făcut challenge-ul. Mamă, ce meci! Ce meci, dar a fost mișto, mă, ești nebun, mi-a plăcut meci ăsta. Mă bată, mă, a fost interesant. Chiar mi-a plăcut, GG. Mișto meci. Mișto, 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 rău de tot. Mai ales sfârșitul aici, dacă n-am bătut la player, am făcut 10 kill-uri numai în finală. A luat maxim 52, chiar că maxim. Și Veyron a avut 2 kill-uri, dar a avut 1500 damage. A tras băiatul meu cu Dragunov, i-a secat pe toți. GG, mă. GG, am luat maxim amândoi. 12 kill-uri amândoi, GG. Ok, mă, băieți și fete, bă, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să acordați mare, mare like. Nu uitați de un follow pe Instagram, vă rog foarte, foarte mult. Nu uitați că pe Instagram încerc să postez zilnic atunci când postez câte un episod nou. Așa că, dacă nu primiți notificare de la YouTube, primiți acolo sigur, pentru că pun la story în fiecare zi atunci când postez un clip nou. Și, ca întotdeauna, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să acordați mare, mare like, share, subscribe. Eu mă, până ne vedeți. Ciao, bă, eu tot postam, avea ăsta care murea mereu tot meci, avea 4 stele. Da, băieți și fete, v-am, până ne vedeți. Ciao, bă!